Mai întâi spune, ai spus că ești pasionat de fotografie. Cum a pornit pasiunea ta pentru fotografie? Păi de la tatăl meu, că el era pasionat de fotografie. El avea un Zmena când eram eu copil, din ăsta vechi, de la cu film înăuntru. Și tot timpul eram fascinat de chestia asta cu diafragma, pe care nu înțelegeam eu când eram puștean așa. Și pe urmă am înțeles eu și cu expunerea și cu diafragma cam cum stau lucrurile. Și m-a luat așa și îmi plăcea, dar nu puteam să zic că chiar mă pricepeam la chestia asta. Și pe urmă, na, am dat de film, că am făcut film. Și acolo am început să întreb operatorii, băi, dar cum e, mă, cu chestia asta? Cum e cu focala? Cum e cu diafragma? Cum e cu expunerea? Și mi s-a explicat lucrurile și m-am clarificat, știi? Mi-au zis, dar... Și camera asta, fiind foarte ușor de lucrat cu ea, n-am făcut altceva decât să... Pur și să mă distrez. Uite și exact poza asta de aici. Stăteam eu și mă uitam în cameră, și că am avut-o tot timpul cu mine, și mă uitam și am văzut că eram într-o de-asta, într-un magazin. Și am văzut că nu se vede camera dacă fac poze, că eu nu trebuia să divulg despre ce e vorba. Și ce mișto expunea lumina în afară, aia de afară mi se părea foarte tare. Și lucruri pe care eu nu le bănuiam că pot să le văd atât de simplu, știi? Nu știu. Spune-mi un pic, în spate sunt pozele pe care le-ai făcut timp de 2 săptămâni. E un jurnal al tău. Care sunt momentele pe care le-ai surprins? Păi, una e cu câinele meu, Mo. Și na, i-am făcut poză. Și e un coleg actor, Dorian Băguță, și eram la filmări și i-am făcut poză. Acolo eram, e un parc din ăsta de distracții, în drumul Taberei pe acolo, în parcul Moghioră, și eram la filmări acolo și am căutat să mă joc cu urme de lumină, cu acea setare despre care am vorbit mai devreme. Și la teatru, repetiții, am și o brăscuță acasă. Și aici eram peste, și acolo la teatru, sus. Iar aici eram la teatru, ăsta e textul dintr-o piesă și mi s-a părut mie drăguț să-l pozez, să-l fotografiez atunci. Spuneai că erai la filmări în parc, ce filmezi acum? Am terminat un scurtmetraj, am făcut un scurtmetraj. Da, da. Am înțeles că o să pleci la New York. Ce o să se întâmple acolo? Păi e un festival de film, festivalul Making Waves se numește, care e făcut de către Corina Șuteu, Mihai Kirilov, și el era al Institutul Cultural Român, dar acum nu mai e al ICR-ului și s-a rupt de ICR pentru că ICR-ul au știut ei să-l facă praf. Și s-a rupt și ne-am mutat în partea asta altă. Și am făcut festivalul ăsta unde suntem invitați cu Despre Oameni și Melci, cu film. Da. O să faci acolo poze? Absolut! Normal! Spune-mi un pic de filtrele astea, pentru că văd că pozele nu sunt clasice. Asta e o setare. Adică e paper artist. Cel puțin asta pe mine m-a atras mai mult. Sunt câteva, aia cu luminile, aia așa e pe cameră. E un mod inteligent și care te joci cu el și exact așa se numește setarea asta, urme de lumină. De exemplu, dacă faci în trafic, dacă e ceva în mișcare, știi, și atunci pac că îl pozezi. Până mă, toate astea sunt în paper artist, majoritatea. E o setare din cameră. Și unde poți să te joci ca pictură și ca astea, nu le-am pictat, eu mi-ar fi plăcut să fiu atât de talentat, dar nu. Și toate astea sunt făcute mai mult în paper artist. Asta e în Photo Wizard, asta cu brasca. Asta e altă setare. Chiar am vrut să te întreb, pentru că văd că toate, adică ai ales în principal filtrele astea care duc cu gândul la desen, pictură. Nu știu de ce, cred că așa m-a luat pe mine, pur și simplu. Sau, de exemplu, fotografia asta alb-negru, asta cu Dorian Băguță, e că sunt eu fascinat cumva de zona aia, de nostalgică. Și pictura mi se pare foarte... Adică tot timpul mi s-au părut pictorii mult mai tare decât orice fotograf de pe pământ. Și atunci, cumva, având chestia asta, așa, să te joci cu ea... E interesant. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!